Sala Concordia a Bibliotecii Arădene a găzduit astăzi festivitatea de premiere a concursului de scrisori de dragoste Dulcea mea doamnă, Eminul meu iubit. Astăzi vom premia, n-aș spune nici pe cei mai meritoși, nici pe cei mai iubăreți, îi vom premia pe cei care se înțeleg foarte bine cu creionul, cu pixul, cu pana. Ceea ce este foarte interesant anul acesta, pentru că întotdeauna fiecare ediție își are specificul ei, este faptul că adulții ne-au reprezentat într-un număr destul de mare și au lipsit cu desăvârșire reprezentanții seniorilor. Câștigătorii primelor locuri au fost o adolescentă din Arad, cunoscută de bibliotecar drept o cititoare fidelă, o tânără din Cluj reprezentată la premiere de mama ei și jurnalistul arădean Lucian Valeriu. De asemenea, juriul a ținut să ofere și un premiu special unei adolescente care a participat la concurs cu o scrisoare inspirată din drama conflictului ucrainean. Noi am decis în acest an să acordăm un premiu al juriului suplimentar pentru adolescenți, pentru că ei chiar trebuie încurajați să își cultive sentimentele iubirii și să le cultive în sensul bun. Adolescenții sunt primii care trebuie să-și cultive sănătos sentimentele de comunicare prin iubire cu ceilalți. Am desemnat-o să primească premiul special al juriului, chiar dacă e foarte tânără, nu e obișnuită cu concursurile de acest tip, pe Olivia. Am ajuns în parcul unde ne vedeam zilnic. Totul devenea ciudat. Pomii au plâns cu lacrimi de frunze după tine. Lipseau micile păsărele care le intonau imnul iubirii. Câștigătorii au primit premii în cărți și diplome.